Polonezii de la PESA, care produc trenuri, locomotive, tramvaie electrice și diesel, vor deschide o filială la Iași cu sprijinul Universității Tehnice Gheorghe Asachi. Ieri au fost purtate discuțiile preliminare între rectorul Instituției de Învățământ Superior Dan Cașcaval, președintele companiei poloneze și ambasadorul Poloniei în România. Colaborarea se va materializa în final prin deschiderea în Iași a unei filiale a companiei care să lucreze în strictă colaborare cu specialiștii de la Tuiași și care să angajeze în viitor ai Universității. În perioada imediat următoare, conducerea PESA va contacta conducerea Tuiași pentru demararea formalităților necesare.